zi de campanie. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție. Timpul să vorbim cu iată. În această seară veniți să-și susțină partidul sau să se susțină pe la funcția pe care doresc să o ocupe. În localitățile de unde provin, îi avem pe doamne Maria Puiu. Bună seara, doamnă! Bună seara, bine v-am găsit! Le spun telespectatorilor noștri înainte de o să fie îngăduitor cu mine, pentru că am febră și nu mă simt foarte bine, tocmai ce vă spuneam înainte de emisiune, dar îmi revin în scurt timp. Sunteți candidat la primăria Gogoșari din partea Alianței Liberalilor și Democraților. Exact, doamna Florentina, sunt candidata la primăria Gogoșari din partea formațiunii politice. Vreau să neglijez cel de-al doilea invitat, domnul Tănăselcă Călinescu, candidat de asemenea al de la să salut mâna
funcția de primar în comuna Slobozia. Păi, aș vrea să înainte de orice și cu permisiunea dumneavoastră, domnule Călinescu, am să încep cu doamna. Și dumneavoastră
Crea Mare de Municipiul Giurgiu, doar la 22 de kilometri. Diferența dintre sat și oraș ar trebui să nu fie deloc vizibilă, atâta timp cât oamenii merită acest Doamnă, dar ce spuneți diferența dintre sat și oraș? Să vedeți diferența în oraș. Să vedeți niște colțuri, niște zone ale orașului care sunt parcă de prin secolul 8. A fost o paranteză, dar e, vă rog să continuați. Mi-aș dori să continui cu prezentarea mea. Deci m-am născut în comuna Gogoș, într-o familie modestă, de oameni cinstiți, oameni muncitori. Am fost singură la părinți. De deosebit,
care pot spune că pentru noi sunt florile vieții noastre. Sunteți bunică. Sunt bunică. Și cu mândrie pot spune lucrul la acesta. Îmi iubesc nepoții, îmi iubesc copiii, îmi iubesc familia, dar la fel de mult îmi iubesc și profesia, iubesc și oamenii locului lângă care m-am născut lângă care lucrez de 41 de ani. Aș face foarte multe în comuna Gogoșari. De lucruri în așa fel încât consătenii mei să se bucure și ei de multe realizări pe care le merit. Zona noastră pot spune că sunt foarte multe comune care s-au dezvoltat din punct de vedere economic. De 34 de ani și
și în față de 30 de ani. Din partea băiatului și eu sunt bunic, avem
societatea Martas este prima pâine din Giurgiu apărută pe strada Gării. Ați apucat și dumneavoastră, nu? Da, vis-a-vis de rapid și tot împreună cu acest coleg am făcut o patiserie și o mare de cerere ale Comuna Slobozia, de care cetățenii Comunei Slobozia se pot folosi fără să mai poată să mai poată să se deplaseze în alte comune cum era. Care părinții
doamna Puiu, comuna Gogoșar, comuna frumoasă despre care ne-ați spus, cu salbă de lacuri, cu potențial economic, turistic. Potențial pe care l-are întreg județul, din păcate nu se prea profită de asta. Societăți
locuitori și chiar locuitorii comunei Gogoșari care lucrează singur pământul au beneficiat și beneficiază în continuare de aceste suprafețe de teren.
potențiali investitori care cu siguranță vor profita și vor la rândul lor vor profita, dar și noi implicit vom profita de pe urma dumnealor. Deci pământul apele și nu numai acestea sunt bogății noastre. M-aș referi la faptul că oamenii din zona noastră sunt oameni muncitori, oameni cu dorință de a face multe lucruri importante pentru comuna lor și pentru implicit pentru familiile lor. Dar cred că nu m-am înșelat și cred că părerea nu mi-a aparține numai mie. Mai sunt locuitori din comună care gândesc la fel ca mine. Domnule Călinescu, la Slobozia
aceleași trotuare sunt și acum, adică aproape de loc nu mai există, sunt dale dintr-alea făcute de întreprinderea de prefabricate de din care au rezistat. Să facem demersurile
să vedem și noi internetul ca lumea, să putem să ascultăm telefonul, să ne sunăm prietenii, familia, să poți civilizat beneficia de lucrul ăsta. Apoi m-am gândit foarte bine la reabilitare școală, reabilitare grădiniță, reabilitare dispensarul sanitar, dotarea acestuia cu aparatură necesară. Apoi m-am gândit pentru toate felurile pus la jumătate pe trotuar, lângă trotuar, lângă gard. O plantație de arbori și arbuștitor ornamentali. Pentru amenajarea două locuri de joacă pentru copii, sunt terenuri care se virane acum și pe care se pot face două.
De asemenea, m-am gândit la echipa de fotbal la Comunei Slobozia. Sunt copii care vin și joacă și de ce să nu o fac organizat. M-am gândit la căminul cultural, că și acesta fiind reabilitat nu este dotat cu scaune, cu mobilier să poată fi desfășurate activități culturale. O observare la sfârșit de an. Mai multe întâlniri sau când ne duceam la căminul cultural, vedeam un film. Acum nu e de actualitate cu văzutul filmelor, că toată nici la radio-ul. Din sus să încerc să conving locuitorii că am construit o moară, am construit o fabrică, deci și vreau și pot. Sunt foarte
dumnealui Slobozia. Eu aș începe întâi cu ceva la care oamenii aspiră de foarte multă vreme și anume cu un centru medical de permanență de care oamenii noștri din comuna Bucușar și satele aferente comunei Gogoșari au o nevoie stringentă pentru că sunt bătrân, sunt bolnavi. Nimeni în comuna Gogoșari sosirea mașinii de există medic, dar medicul are un program normal, un program de optore. De bolnavi. Vecini la șoferii de pe
Acum vă întreb, știți cum e omul când se îmbolnăvește, vine la Giurgiul la doctor și lângă doctor este farmacia. De
sănătate este primordial pentru mine și pentru cetățeni. Sunt foarte multe de făcut și în comuna Bogoșar, ca și la colegul meu din Alde, ca și la Slobozia. Dacă sănătatea am pus-o pe prim plan, pe al doilea plan aș pune învățământul, pentru că avem într-adevăr pe raza comunei două școli, o școală generală cu clasele 5-8 și o grădiniță în aceeași locație. Iar la izvorul avem o școală cu clasele 1-4 și cu o clasă de grădiniță. Școlile trebuie să reabilitate. Trebuie dotate cu materiale didactice, cu sălile de sport trebuie dotate cu fel de materiale, în așa fel încât copiii să-și poată executa orele de sport. Școlile nu au la ora actuală condiții de încălzire decât rudimentare, adică cu niște sobe învechite de din teracotă. Lemne pe care le procurăm mai greu, dar le procurăm pentru că există interes din partea doamnei directora școlii Gogoșari și întotdeauna combustibilul necesar, dar știți cum e. Lucrurile odată evoluând, trebuie să ne bucurăm de condiții și noi, chiar dacă suntem la o distanță de Giurgiu și de capitala României. Deci, voi avea prioritate
dar domeniul învățământului e prin reabilitarea școlilor, prin dotarea lor cu toate cele necesare bunei desfășurări a orelor de curs a procesului instructiv educativ, centrale termice, în primul rând. De asemenea, satul Izvorul. Este păcat. Acolo la Izvorul cel puțin și la Gogoșar se poate realiza destul de ușor. Bine. Cu o de
potabile către satul Drăghiceanu nu au fost făcute în baza unui proiect. Pentru că la ora actuală știm cu toții trăim
Eu sper că împreună cu echipa mea pe care deja mi-am format-o, o echipă de consilieri, să europene, în așa fel încât drumurile comune gogoșari să apară altfel. Oamenii să se bucure, să meargă cu să aibă vreo problemă. Copiii să vină pe asfalt la școală sau cel puțin pe un drum pietrului. Domnul Călinescu zâmbește. Pe nimeni, dar interesul, dacă există, se pot face multe lucruri. Domnul Călinescu. I-a ridicat mingea la plasă de colega. Uitați-mi să
della sate sempre per de muncă câtorva oameni și să putem să ne facem singur, ceea ce e un lucru foarte bun. Idei sunt multe.
consiglieri, o lista, o equipa, peccare, no. Fără de care spune dumneavoastră lucrurile nu, nu va ieși așa cum v-ați propus. Puteți să le povestiți celor care ne privesc despre echipa dumneavoastră. Sigur. Bine. Da. Îmi doream să fac această prezentare pentru că
în primul rând sprijin moral, pentru că de asta avem nevoie, că celelalte componente vin de la sine.
trecut, referindu-mă la 2012-2016, au fost de partea actualului primar. Pot spune că de bună voie dumnealor au venit către mine și m-am bucurat foarte mult că sunt doi oameni de nădejde. Unul din mă refer la Bratoi Marin, a fost trei mandate de viceprimar, un om deosebit, un om priceput, un om cu voință muncă deosebit de mare, un om care, dacă și-a propus ceva, este imposibil să nu-l ducă la îndeplinire a acea propunere. De asemenea, în echipa mea se află și oameni de etnie romă. M-am gândit la acești oameni să fie alături de noi, de mine, pentru că, după părerea mea, merită toată stima și tot respectul, pentru că sunt oameni ca și noi. Uneori chiar au mai multe calități, pot spune, decât anumiți cetățeni din comuna mea sau din și din alte comune. Și m-am gândit că promovându-i au și ei un alt vin, contribuie cu idei, cu păreri. Sunt în echipa noastră un nucleu acești oameni. Sunt convinsă că împreună cu ei pot realiza
ceea ce mi-am propus în platforma mea, program, platformă, care, așa cum colegul meu a menționat, nu am făcut-o singură. Distribuitorii
roagă Florica ca educatoare. Adică avem cam ceea ce ne trebuie ca să putem. Pot
cred că voi realiza multe, multe lucruri importante pentru noi, pentru cetățenii comunei noastre. Da, vă susțineți așa. Niște planuri mărețe și sună bine planurile dumneavoastră, acum știți cum e, că situația este cea care este.
la lor periodic, organizând ședințe, organizând conferințe cu oameni. Doar
de vorbă, spunându-le și ascultându-le într-o campanie
experiența până atunci era